Bună ziua, mă vedeți? Ia se pombilețul. Ia ca. Gata. S-a făcut lumină. Bună ziua, sunt Tarotela cu etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord, învărsător. Etalare pentru septembrie. O altă etalare pentru că mai aveți una. Unde mi-e bețișorul pe care unii nu-l suportă, dar eu îl suport. Ați avut la alegere pe septembrie, în formă de cruce celtică, ați avut la sfârșitul lunii august și septembrie, pentru scurte mesaje, pentru cei care sunteți în cuplu, singuri și în relații cu alte zodii. Haideți să vedem acum ce mesaje vin pentru voi, dragii mei, vărsători, vărsători. Aveți nevoie de o atingere fizică. Venise mai devreme și dragostea este peste tot în jurul vostru. Pentru unii dintre voi, dacă, într-adevăr, pentru unii, nu pentru toată lumea, ați crezut că dragostea este peste tot și că vă puteți bucura de atingeri fizice și plăcute din preajma multora, cred că trebuie să învățați să faceți o selecție și să vă dați șansa la dragoste adevărată. Pentru că dragostea face diferența dintre ceea ce ai experimentat până acum și ce urmează să experimentați. Singurul lucru real este dragostea. Nu, ce poate ați mai experimentat în relații amicale, în relații fără consistență. În această perioadă, unii dintre voi vă doriți foarte mult atingeri fizice din partea persoanelor care vă atrag, evident. Însă, mare grijă să nu faceți compromisuri pentru aceste atingeri fizice. Mare grijă! Că vă întâlniți cu fostul și ziceți, las că merge doar pentru că e fostul, că e fosta, nu mi se pare ok. Pentru cineva, cred că este acest mesaj. Dați-vă șansa la dragoste. În primul rând, la dragoste față de voi. 23. Schimbare. Schimbați ceva în viața voastră, în felul în care vă vedeți pe voi, ca să vă atrageți. Eu știu ce zice. The only thing that is real. Să vă atrageți această dragoste reală. Nu iluzorie, a unora dintre voi. Ați experimentat aceste iluzii în preajma unor amici, prieteni, poate chiar soți, soții, parteneri de viață. Ați crezut că e dragoste și de fapt vă dați seama că totuși n-a fost dragoste, au fost doar niște codependențe, dar, dragii mei, priviți, iau-te, la puterea voastră interioară, care ce poate să facă? Poate să manifeste o romanță, sunteți fără limită. Sunteți fără limită. Dacă ați îndurat în dragoste până acum pentru a păstra fundația într-o relație stabilă, într-o căsnicie, ați îndurat unii sau partenerii voștri, dar vorbind totuși despre vărsători, nu uitați că sunteți fără limită și dacă vreți să manifestați o nouă romanță, o romanță în relația respectivă, în relația pe care o experimentați și care are niște probleme sau într-o altă relație, puteți să manifestați, sunteți puternici. Însă, dragii mei, învățați să selectați între romanță, între atingeri fizice și dragoste. Toate cărțile, da, toate acestea trei cărți arată despre importanța dragostei, a stimei față de voi și a tuturor lucrurilor care vin în momentul în care începem să ne respectăm. Din cealaltă serie de cărți ați primit The Blood Dance, Dansul Sângelui, 42-6 și Simplitate, însă a venit invers, 4. 4 pentru mine reprezintă casa 4, casa, familia, cuplul, da? Care în acest moment este un pic cu capul în jos. Pentru unii dintre voi am zis, ați îndurat, s-a văzut, ați îndurat multe în cuplu. Și știu, vărsătoare care au îndurat foarte multe în cuplu. Dar nu toate vărsătoarele or fi îndurat, evident. Dar eu știu persoane care au îndurat mult și care s-au săturat de aceste tratamente nepotrivite, care de fapt le-au ajutat să înțeleagă diferența între nevoile fizice și adevărata dragoste. Și pentru că e acest patru invers, simplitate, vă dați seama că aceea a fost o relație simplă, lipsită de profunzime. Vreți relații în care să simțiți acest foc în profunzimile sângelui, corpului vostru. Vreți o transformare, vreți ca cineva să vă bucure
În esență, până în esența ființei voastre. Și până să apară această persoană, pentru că nu sunt convinsă că această atingere fizică vă va oferi această profunzime de emoții pe care unele dintre voi, unele, poate și unii dintre voi, vărsători, vă doriți. Să nu uitați că se apropie Saturn. A mai fost un pic, acum câteva luni de zile, se apropie Saturn de zodia voastră și or să fie multe transformări. Multe transformări. Depinde unde e vărsătorul, în ce casă și ce planete mai aveți acolo și ce alte aspecte planetare. Se apropie niște transformări. Vreți să ieșiți din simplitatea unei gândiri, a unui stil de viață. Și ce face 4 când este invers, merge către 3. 3 înseamnă comunicare, construcție. Da? Și dublat 3 cu 3 duce către 6. Da? Construcție interioară în sângele vostru, în ADN-ul vostru, transformare, construcție. Dar și în exterior, balanță. În relații cu ceilalți. Vrei să spargeți, am zis că vrei să ieșiți, vrei să spargeți niște norme. The breaking. Vrei să spargeți niște reguli și nu în stilul clasic uranian. Și în alt stil. Vreți să vă sădiți într-un stil saturnian, da? Că tot am vorbit de Saturn. Să vă sădiți, că asta face Saturn. Sădește și apoi muncește către creștere. Vreți să vă sădiți în inima voastră, în sângele vostru, altceva. Ceva care să vă transforme și să fie de durată. Știți, fără să știți că e nevoie să faceți acest lucru. Știți, fără să știți că voi zace un erou care arde să fie văzut, ia uite, parcă și seamănă, da? Arde înăuntru și trebuie la un moment dat să manifeste această transformare și în exterior. Trebuie să ieșiți din patru, din niște reguli. Pentru mine, patru este un pătrat și reprezintă relații karmice. Ieșiți unii dintre voi, dragii mei, din relațiile karmice care vă țin în norme și în șabloane și nu spargeți normele de dragul de a le sparge în stil uranian, ci sădiți ceva. Repet, ca să se înțeleagă. Sădiți ceva care poate să devină durabil. Din cealaltă serie de cărți ați primit 5 de cupe invers, se vede că a suferit. 5 de cupe invers, valetul de bâte invers și cavalerul de spade invers. Că sunteți voi semn de aer în relație cu un semn de foc, foarte posibil, o relație, o cuvântare, un discurs, o comunicare care nu prea a mers. Sunteți cu capul în jos și unul și celălalt. Lucrurile nu s-au dezvoltat, atingerea fizică, pentru că asta are nevoie, valetul de bută are nevoie de atingeri fizice. Da? Au fost de scurtă durată pentru unii sau nu ați avut consistența, dacă v-ați dorit-o, din partea acestui semn de foc sau alt semn de aer. Și ați plâns la un moment dat, ați plâns foarte mult. Și cine știe câte luni a stat în aceste regrete, însă cărțile au venit invers. Și este bine, când apare acest 5 de cupe invers, înseamnă că nu mai vreți să plângeți. Minunat, felicitări! Dacă apare valetul de bâte invers, și aici este minunat, pentru că nu vă mai doriți începuturi, vreți să continuați, da? Pentru că valetul de bâte e doar un început, e o inițiere a unei situații, a unui proiect. Vreți să mergeți, să sădiți, da? Cavalerul de spade adesea vine valvârtej într-un mod neașteptat. Nu mai vezi de astea. Așa simt. Simt că Uranus acum pentru voi trebuie să își mai domolească ritmul. Vă lăsați un pic în voia lui Saturn. Trebuie să luptați. Sau, interesant, să vă luptați pentru a vă recâștiga încrederea, dragii mei. Să, mai ales doamnele, unele dintre doamne, unele, nu toate, trebuie să-și recâștige încrederea în ele după ce o situație nu a mers. Pentru unele un mesaj scurt, pentru unele dintre doamne care au putut să aibă, au rămas însărcinate, au avut un copilaș, foarte posibil să fi fost un avort și să plângă după acest avort. Dar
lăsați în urmă dacă a fost așa ceva și mergeți mai departe, pentru că viața merge în multe, multe circumstanțe. Lăsați în urmă, mergeți către 8 și cu 1, 9, da? Către echilibrul vostru financiar și către satisfacțiile voastre emoționale, emoționale, profunde, noi, spiritual. Acestea vă vor aduce încrederea în voi și vă vor face apte să vă luptați pentru poziția câștigată la un moment dat. Evident că poate să fie și cineva în semnul leului care vă blochează, care s-a detașat de voi, da? Și care merge într-o altă direcție, care oferă stabilitate. Și încheiați acest capitol cu ei. Asta fusese spusă. Hai să vedem. Ho, ho, ho! Ce pică! Unele cărțuri. Am văzut trei de cupe, am văzut triunghiuri amoroase, am văzut prieteni. Prieteni care sunt prieteni. Am văzut și căsnicie, patru de bâte și 10 de monede. Rămâne de văzut ce-i cu acea căsnicie. Probabil că se pune în discuție ce e de fapt o căsnicie. Reguli sau construcție de comun acord. Vărsător, soare, lună, venus, ascendent, nodul nord, în vărsător. Septembrie 2020, vărsători. Ia să vedem. 3, oh, cavalerul de monede, 9 de cupe. Și steaua, să zicem că sunteți voi. Una dintre variante. Una dintre variante. În ultima vreme, v-ați concentrat pe bucuriile voastre suflete și e minunat. În primul rând, pe construcția voastră. Că asta face cavalerul de monede. Își construiește viitorul, un viitor sigur, stabil. Merge către ce? Către regina de monede. Mai ales dacă sunteți doamne. Mergeți către posturi publice, politice, financiare, posturi sau posturi care vă aduc stabilitate, care vă pun eventual pe unele dintre voi într-o poziție în care să străluciți în public. Dar nu toate veți străluci în public, dar unele, posibil. Și ce înseamnă să străluciți în public? Puteți să fiți și profesori, să străluciți în fața unor clase, unor copii, pentru că îi ghidați, da? Cavalerul de monede. În trecut, cum fi fost cineva semn de pământ care a vrut să construiască ceva cu voi, foarte posibil, a văzut fericirea în ochii voștri, a crezut că are un destin, acum rămâne de văzut dacă și în prezent crede același lucru. Dar că sunteți voi care ați crezut că aveți un destin și fericire cu acest semn de pământ, posibil că acest semn de pământ a văzut fericire și satisfacție lângă voi, iar este foarte posibil. Dar este foarte posibil altceva, că între voi, vărsător și semnul de pământ, să apară un semn de apă. Câte mesaje să vă mai dau? Îmi place totuși primul, cel în care v-ați concentrat pe vindecarea voastră, pe o vindecare spirituală, pentru că e nouă, da? Pe satisfacțiile voastre emoționale, da? Blood, emoționale profunde. Și pe construcția unei vieți stabile. Îmi place mai mult acest mesaj. Dacă și celelalte rezonează, cu atât mai bine. În prezent, valetul de spade, faetonul și 8 de monede. Vărsătorul cred că vrea să muncească în acest moment, vărsătorul să zicem, vrea să muncească 8 de monede. În ce direcție? În casă, pentru că apare faetonul, în relație. Cum depinde? Unii vărsători își doresc casă, își doresc să muncească pentru cuplu, dar rămâne de văzut câte compromisuri aveți de făcut pentru acest lucru. Valetul de spade înseamnă și un personaj care spionează. Poate vă spionați partenerii? Ca să vedeți cum vă țineți hățurile în această călătorie foarte profundă, transformatoare, pe care o aveți cu partenerul. Casa patra, casa opta, casa patra aracului, casa opta scorpionului și vorbesc de case, nu de zodii. Scorpionul este casa căsătoriei, casa patra, casa
a mamei, a emoțiilor. Bine, așa, pe scurt, că știu eu mai mult decât atât. Ideea este că trebuie să studiați. Asta face valetul de spade. Studiază la modul rațional, logic. Cum să mergeți mai departe în această transformare despre care am vorbit mai devreme sau în transformarea relației voastre? Iar apare semn de apă între semn de aer și semn de pământ. Iar, pentru unii dintre voi. Pentru unii dintre voi sunteți voi cei care spionați, unii, nu toată lumea, semnul de pământ. Îl spionați, îl suspectați eventual de niște lucruri. Însă, în prezent, dintre toate mesajele pe care le-am primit, simt că vă doriți să faceți Unii dintre voi vreți să vă cumpărați mașină. Da. Unii dintre voi vreți să vă cumpărați mașină și știți că mai aveți de muncit. Aveți ceva, o călătorie de făcut, iar care vă va transforma viața. Ia să mai vedem în viitor. Moh, 9 de spade, 10 de bâte, puf, cavalerul de spade. Dacă vreți să călătoriți către semnul de pământ, care e aici, care muncește, care se concentrează pe muncă, nu doar voi vă concentrați, și ei se concentrează pe muncă, foarte posibil să ajungeți la capătul răbdărilor. Zic așa pentru că urmează 9 de spade, griji, nopți pierdute, 10 de bâte, epuizare energetică și cavalerul de spade. Un cavaler foarte nervos. Din valet vă transformați într-un cavaler foarte nervos, care spune ce a aflat, care spune ce vede, ce îi se pare chiar, într-un mod lipsit de diplomație. Sper să nu fiți voi. Sper să nu fiți voi. Pentru că știu și vărsători care pot fi foarte diplomați, dar știm foarte bine că cei care au planete în vărsător pot să aibă explozii verbale. Explozii verbale. Mai ales dacă ajung la capătul răbdărilor. Asta e. 9 de spade și 10 de bâte. Prea multe griji. Lăsați grijile. Lăsați grijile, lăsați și responsabilitățile ca să nu vă lase nervii. Ia să vedem ce alte mesaje mai simt. Unde era bețișorul meu? Aici era bețișorul. Dacă în trecut, pentru că aici este pentru trecut, ați avut de-a face semn de aer cu un semn de pământ, îmi pare rău să vă spun, dar semnul de pământ a fost o leacă mai matur, cel puțin așa arată cărțile, și s-a creat o diferență de valori și de concepte care v-a adus într-o postură foarte neplăcută din punct de vedere mental. Unul sau celălalt a suferit, nu? De spade. Ia uite, de monede, probabil că și semnul de pământ a suferit. O colaborare care nu vi s-a potrivit, pentru că asta e, semnul de pământ într-un fel, semnul de aer e altfel. A fost prea încet pentru voi acest personaj. Se manifestă prea domol, prea pământean. Foarte posibil acest personaj pentru unii să fie avut mai mult nevoie de atingeri fizice și n-ați avut stimulente intelectuale. Iar un mesaj pentru unii. Acum, în prezent, 9 de cupe, faetonul și 10 de băte. În prezent, vă doriți să lăsați responsabilitățile, să lăsați relațiile, căsnicile chiar. Chiar căsnicile sau relațiile de lungă durată care v-au epuizat emoțional, nervos, da? Vreți să mergeți către stea. Către ce? Către destinul vostru. Către vindecare. Pentru că avem aici pe cineva care stă la pat. Vreți să vă vindecați mental. Și e bine. Și cum vă vindecați? Prin spiritualitate nouă, da?
și prin conexiunea la o latură a voastră emoțională profundă, nouă de cupe, la emoții. Pentru unii s-ar putea să fie cineva cu marcaj în semnul racului, care are responsabilități, sau voi vreți să lăsați pe cineva cu marcaj în rac. Vă dau mai multe variante. În viitor apare steaua, 8 de monede și cavalerul de spade. Aici sunteți, să zicem, voi, cavalerul de spade, da? Munciți. Munciți pentru vindecarea voastră. Munciți ca să vă creați destinul. Ca să nu vă creeze destinul pe voi. Este bine. Ia să vedem ce mai aveți aici. Ia uite, lună, secrete. Secrete, argumente. Există un semn de apă care se pune între voi și cineva sau în viața voastră sau între voi și cineva din viața voastră. Și regina de cupe și luna și la mijloc, 5 de spade, argumente. Se dorește o împăcare cu partenerul vostru. Ia uite, sunteți semnele de aer în preajma unui semn de foc. Sau nu, musai semn de foc, poate să fie cineva cu ascendent, în berbec, în leu sau săgetător și ascendentul este important și martele, mai ales la bărbați, da? Și martele este foarte important, da. Dar în această relație ați murit de nu știu câte ori, și voi și ei. Acum de câte ori credeți că puteți să fugiți de voi, că aici e o fugă, da? De câte ori puteți să fugiți de voi? De câte ori puteți să fugiți de vindecare? Că asta înseamnă stea. Vindecare. Nu Mosa este semnul vărsătorului, că nu toți vărsătorii ajung în postura asta. Dar stea înseamnă vindecare, înseamnă speranță, înseamnă credință, înseamnă spiritualitate. Da? Aici trebuie să ajungeți voi, să renașteți. Și în primul rând, hai să citesc că și altfel cărțile. Aveți niște frici emoționale care vin, mai ales doamnele, care vin dinspre mamă. Și asta eventual vă fac mai ciortărețe, mai nesigure, ego-ul ăsta se poate manifesta în fel și chip. Asta va atrage și parteneri, faptul că vă simțiți nesigure emoțional și aveți niște frici, da, mentale și emoționale, va atrage parteneri gălăgioși, agresivi. Încercați să vindecați, că asta face regina de cupe, vindecă. Să vă vindecați emoțional de această latură ca să puteți renaște, ca să puteți să vă regăsiți încrederea în voi și să fugiți pe viitor, să intuiți, ca să face luna, să intuiți și să fugiți de toți aventurierii și toți cei care vă pun în postura asta de victimă. Nu mai vreți să fiți victime și e bine să nu mai vreți. Trebuie să creșteți, trebuie să vă transformați viața. Să aveți abundență, să aveți victorii, să vă bucurați de viață, de Venusul vostru, de calitățile voastre feminine pozitive, sublime, spirituale, da? Cu scop am pus aceste cuvinte. Hai totul să vedem. Cavalerul de spade, ce ar vrea să facă? Cine e acest cavaler de spade? Clarificăm cavalerul de spade. Cavalerul de spade. Ia uite. Op de cupe. Este un personaj care a plecat din viața voastră și revine. Dar revine cu neschimbat. Ia uite. Semn de pământ, semn de foc, iar variază. Învățați să blocați aceste energii care vă tulbură echilibru emoțional. Vedem o carte. Ia uite, voi în relație cu cine? Doi de spade? Dacă sunteți cu cineva, Capricorn sau Taur sau Berbec,
Sunteți într-un cuplu, unii dintre voi. Chiar dacă sunteți vărsători, aveți aici planete. În Capricorn, în Taur sau în Berbec. Și formați un cuplu puternic, nu zic, în care ați făcut mulți bani împreună. Dar a apărut nevoia de control. Acum, că și doamna se poate manifesta ca împăratul, că și domnul poate să fie mai mult de... Adică nu mai e domn. Este deja un șef. Și un șef acasă nu este normal. Este nevoie, ia uite ce frumos, apare acest vale de cupe, este nevoie să învățați să comunicați emoțional, să vă deschideți emoțional, dar nu cred că puteți cu doi de spade. Nu cred că puteți. Cineva vrea cu orice chip să atragă atenție? Ia uite. După tăcere. Mare grijă cine vine în viața voastră. Cu o ofertă, după ce a fost tăcere, da, mare grijă. Mare grijă. Haide-mi o carte, totuși, pentru acest 8 de cupe, cavaler, ia uite, 7 de cupe. Vă creează confuzie, are opțiune acest personaj. Mare grijă, mare grijă. Iar vine de la un drum cu o ofertă falică. Mare grijă pentru... aș vrea altceva, altă carte. Mai dăm o carte pentru nebunia asta. Este o energie foarte agresivă, geloasă, dezechilibrată, emoțional. Mai dăm o carte. Văzusem? Mi s-a părut. Mai dăm o carte. Ok, ia uite. Pentru unii poate să fie semn de foc sau cu marcaj în semn de foc, în mod special cu marcaj în berbec, poate să fie Venus, poate să fie Marte, poate să fie ascendent, personajul respectiv. În primul rând e un pic imatur emoțional, imatur. Visează că ai vers pe pereți, are opțiuni, are multe opțiuni emoționale, aventuri, persoana aventuroasă, da? Care, după ce își termină aventura, vă pune în ceață și în frig, da? Vă lasă plângând, vă lasă dezamăgiți. Mare grijă la acest personaj. Hai să vedem din punct de vedere intim. Rețineri. Ia uite. Iar gelozie, cum a apărut? Unde a mai apărut? Nu știu, a mai apărut undeva. Gelozie. 5 de băte. Vărsător. Mă, dar ce sare. 10 de băte. Interesant că a apărut și aici 10 de băte. Responsabilități, implicare. Prea multă. Mai. Apare un turn, apare un triunghi, apare... Cineva începe să viseze la alt personaj în afara cuplului. Mare grijă. Vărsător. Soare, luna, Venus, ascendent, nodul nord în vărsător. Septembrie. Uf! Ia uite. Mai ce de cărți. Da... Deci asta este cartea lumii, sfârșit de capitol. A fost un cuplu frumos cândva. Ați crezut că veți fi toată viața pe acest piedestal. Posibil că ați fost. Dar cineva v-a detronat la un moment dat, apare 3 de spade. Cineva v-a detronat. Lucrează de zor. Două persoane se implică cu toată energia lor în această dorință de nevoie fizică. Și celălalt stă și se uită și celălalt stă și privește. Ia uite, de trei ori, nu? De două ori. De două ori se vede cum cineva privește în umbră. Aici e doamna, aici e domnul. Există un triunghi, o trădare. Se întâmplă o trădare într-un cuplu. Da? 10 de bâte căsnicie, repet, pentru mine. V-ați consumat energiile până când la un moment dat celălalt a avut nevoie să-și caute, să-și refacă, interesant, nu să-și refacă musai energiile, cât să se simtă seducător, seducătoare în preajma altcuiva. Pentru că deja se simțea dorit, dorită. Regele și regina, regele de bâte. Pentru unii dintre voi, încheiați un capitol cu cineva cu marcaj în semn de foc. Ia uite. Leu, berbec, săgetător. Încheiați acest capitol. Încheiați. Gata.
Dacă vrei să-l deschideți, este alegerea voastră. Dar, în momentul în care încheiați capitolul cu personajul care v-a trădat, aveți șansa, dragii mei, de un nou capitol în care veți întâlni, am zis pe cineva, am zis mai devreme, dacă dați în urmă și înțelegeți printre toate mesajele, dacă învățați să vă dați șansa la dragoste, la dragoste față de voi și faceți diferența, dragii mei, între dragoste, dragostea face diferența, între dragoste, aici este dragoste, oameni, e un parteneriat egal, oamenii se protejează, el o protejează pe ea, da? Nici nu se compară cu aceste situații. Eu sunt o persoană mai discretă, încerc să deduceți voi, vă fac să deduceți voi ce trebuie din anumite cărți și din anumite expresii, da? Dar dacă încheiați acest capitol, da? În care, evident că n-a fost satisfacție, a fost o satisfacție fizică și atât, dar nu a fost și o satisfacție emoțională, vibrațională. În acest nou capitol pe care îl puteți deschide cu cineva la un moment dat care va veni și vă va proteja și vă va trata de la egal la egal și vă va pune pe un piedestal, piedestalul va fi de acum încolo cu cine trebuie. Satisfacțiile maxime vor fi de acum încolo, nu ce ați experimentat până acum. Cam atât este. Ia să vedem la capătul setului de cărți. Ia. Da, as. As, un nou început. Dragii mei, pentru unii există o tentație, o obsesie sexuală pentru cineva, dar tăiați stringurile, uite ce frumos, 9 de monede, tăiați stringurile, vindecați-vă de această obsesie, eliberați-vă, pentru că pentru mine acest as de spade înseamnă eliberare, nu legare. Spadele nu leagă. Spadele taie. Taie funiile, da? Eliberați-vă de cineva legat, dragii mei, poate chiar v-a legat și altfel, înțelegeți printre cuvinte, v-a făcut niște chestiuni în așa fel încât să fiți dependent sexual de ei. Eliberați-vă, ia uite, și s-a oprit aici la ce? La roata norocului. Schimbați-vă energia. Tăiați stringurile, dragii mei. Tăiați stringurile. Și în momentul în care tăia stringurile de toți cei care devin obsedați sau v-au ținut pentru obsesiile și pentru nebuniile lor fizice, în momentul în care tăiați, întâlniți acest personaj care vă vindecă. Nu mai vorbesc de zodii. Lăsați zodiile să se arate de la sine, nu, să nu le anticipăm noi mai mult decât e cazul. Cam aceasta este etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord învărsător. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ceau, pa!